văzut cum merge la nativa mea. Da, ai... A ta e ca un măț în ăla. Exact. Dar e frumos, dar totuși... Relantiul nu e o soluție pentru zilele noastre, nici pentru mașină, nici pentru consum sau cheltuială, nici pentru mediu. Încă mai avem și în ziua de astăzi, vine la garaj, pornește motorul, pe premiza că face aer mașina și după aia s-a apucă el. A, să-și facă treburile, da, să-și ia geanta, să se ducă în birou, să... Vine în birou, își ia actele, habar n-am, după jumătate oră... A uitat camionul, pornit! Tot merge, da? Și dacă o variantă? Nu-i bună. Deci e total nocivă, mai ales că nu face bine nici la mașină, mai ales când o pornești rece, solar, să meargă jumătate de oră la relantiu, nu-i ok. Acum, recomandarea mea, sau mă rog, ce am constatat eu așa de-a lungul timpului, vis-a-vis de treaba asta, dacă stai undeva un minut în loc și vezi că nu se întâmplă nimic, fie că stai în trafic, fie că stai în curte, fie că stai la alimentat, oprește, domnule. Iei contactul. Ai luat contactul când... Generațiile noi, marea majoritatea mașinilor, erau un start and go, o chestie da. Asta, o să opțiune că... de oprește motorul. Și... Da, să știi că și Scania posedă acest sistem și e chiar foarte ok sau chiar foarte bine pentru că s-au gândit să o introducă, pentru că așa... Economisești combustibil și asta, dar informația vine din două părți. Adică eu îi spun odată la șofer și vede de fapt că și mașina îi spune același lucru prin simplu fapt că o face. Adică el chiar se oprește, deci își ia singur contactul.